Pentru cei născuți în semnul leului, săptămâna viitoare este una aducătoare de mari confruntări, de mari probleme, de dialoguri esențiale, de schimburi de idei, de replici care vor rămâne memorabile. Parteneriatul este la cote maxime din punct de vedere astrologic, aspectat pentru acești nativi. Se pune problema întâlnirilor, a schimburilor de idei, a unor construcții care, chiar dacă sunt dificile sau sunt dificil de acceptat că vor prinde vreodată viață, totuși sunt necesare. Există un amestec între progres și spaimă, între reticență și îndrăzneală, între ofertă și acceptare. Totul este căptușit cu o doză de pericol, cu o doză de neștiință sau de ignorare a unei realități, iar pe de altă parte există și foarte multă temeritate. Sunt sentimente ambigui, sunt sentimente contradictorii, sentimente conflictuale. Toate acestea construiesc o viață complicată și uneori încurcată pentru acești nativi. Într-un alt plan al relațiilor conjugale, lucrurile nu mai sunt la fel de supuse dialogului, ci mai mult temperamentului și instinctelor. Întreaga săptămână aduce, pe de o parte, o complicație între Marte și Luna Neagră, apoi această Lună Neagră, care aspectează când Soarele, când planeta Venus, aduce amărăciune, tristețe, nemulțumire și îngrijorare în căminul în care există un nativ din semnul leilor. Există în felul acesta o paletă foarte largă de relații conjugale, care pot să fie chinuite, stresante, enervante sau dezamăgitoare. Există foarte multă dezaprobare în tot ceea ce face un leu în ochii partenerului. După cum nici leul însuși nu este chiar atât de mulțumit de felul în care se poartă persoana cu care împarte o farfurie de mâncare, așternutul, ziua, noaptea, banii, viața și destinul. Discuțiile pot să fie scurte, dar violente, dure, agresive, bazate mai mult pe acuzații decât pe explicații sau rugăminți. Într-un alt segment se poate spune că zilele de 28 și 29 ianuarie aduc un accent în plus care provine de la muncă, responsabilitate sau o serie de elemente care țin de un impact puternic ce vine de la transformări și remodelări al unui statut în care se află, de salariat, de angajat sau poate chiar de șef ori de patron. Se poartă discuții, se poartă negocieri, nu toate sunt confortabile, veștile sunt alarmante și pe 28 și 29 ianuarie mulți vor avea inima mică cât un purice, chiar dacă ei, din punctul de vedere al zodiacului, au o inimă mare, generoasă și, se spune, o inimă de leu. Dar în această perioadă ei vor fi oarecum timorați, vor fi puși în situația de a aștepta tremurând o veste sau aplicarea unei hotărâri. Discuțiile sunt și ele complicate pentru că nu le este foarte la îndemână nici să lanseze întrebări, nici să poarte dialoguri, nici să dirigeze cumva acest segment al vieții lor de fiecare zi, unde muncesc, activează și de unde evident își iau banii. Deocamdată segmentul banilor nu este foarte lezat, ba aș spune că beneficiază de tot felul de ajutoare, șanse, deocamdată în această săptămână la nivelul promisiunilor. Ulterior, când va fi vorba de luna martie, se va vorbi și de ajutoare concrete, reale, nu sunt amăgiri. Oamenii care promit ceva unui leu în această perioadă se vor ține de cuvânt. Rețineți și perioada 23-25 ianuarie, când luna, străbătând casa a 10-a în semnul Taurului, pune într-o situație delicată atât ființa nativului din leu, cu întreaga lui sănătate, cu toate contextele de viață și activitate, precum și casa a 7-a, care este o casă a relațiilor publice, vizibile, știute. Vor fi obligați să facă față unor conflicte sau unor răspunderi majore, unor sarcini delicate, cu grad mare de risc, pe care și le vor asuma. Mult mai proastă este perioada 23-25 ianuarie, dacă este vorba de procese. Acestea pot să scoate la lumină dușmănii uriașe, malversațiuni, comploturi și lovituri, nici n-aș zice sub centură, ci lovituri pe față de o mare duritate.
Dacă este vorba de procese cu un grad de conflict sporit, atunci ar trebui să se aștepte la tot felul de întorsături de situație care nu le vor conveni deloc și vor fi foarte greu de contracarat cu martori sau cu pledoarii ale avocaților. Vor fi lovituri dure, grele. Ele pot să vină de la martori, care chiar dacă sunt plătiți, chiar dacă sunt incorecți, chiar dacă sunt cumpărați și evident sunt în defavoarea împotriva celor născuți în leu, vor fi crezuți și va fi foarte greu de demontat un mecanism vicios care va fi acceptat ca atare în justiție. Spre disperarea lor, cei care vor pierde un proces sau se vor vedea puși în situații cu totul și cu totul nejustificate, grave, aș spune stupide, vor avea de înfruntat și de așteptat multe luni și săptămâni până când normalitatea își va spune cuvântul.